FC Zalău continuă să rămână în aceeași criză financiară în care s-a aflat încă înainte de startul sezonului. Dar în ciuda acestui aspect, Constantin Olariu continuă să muncească alături de elevii săi, cu speranța într-o minune și la prima victorie din actuala ediție de campionat. FC Zalău traversează cea mai dificilă perioadă din ultimii ani, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere sportiv, dar atât tehnicienii, cât și jucătorii care au venit cu sufletul la echipă și nu numai pentru bani, continuă să se pregătească pentru jocurile din campionatul Ligii a III-a. Deși nu au primit niciun salariu de la startul campionatului și se pune tot mai des problema retragerii din campionat datorită lipsei banilor, elevii lui Constantin Olariu și Cristian Oros au obținut în etapa precedentă o remiză pe terenul echipei Virușilor Verzi de la Sănătatea Cluj, iar mâine, în etapa a 10-a, zălăoanii speră să bifeze prima victorie în campionat pe teren propriu în fața echipei CS Iernut. Chiar dacă s-a despărțit în cursul acestei săptămâni de nigerianul Tegbo, plecarea jucătorului de culoare nu lasă un gol imens în angrenajul echipei, deoarece jucătorul a bifat puține minute în tricoul alb-albaștrilor, iar atitudinea lui la antrenamente nu a fost cea a unui jucător profesionist. Duelul dintre FC Zalău și CS Iernut este singurul duel din cadrul etapei a 10-a programat vineri după amiază. Celelalte 6 partide ale rundei urmând a se disputa sâmbătă 31 octombrie, tot de la ora 15.